În urmă cu 60 de ani, luna februarie, asupra României s-a abătut urgia albă, care avea să intre în istorie drept marele viscol din 1954. Totul a început în dimineața zilei de 3 februarie 1954, când au început să cadă fulgi mari și deși. În paralel, vântul sufla cu 126 km pe oră în București și în sud-estul țării. Într-o singură zi, în 3 februarie, în capitală s-au depus 115 litri pe metru pătrat de zăpadă. De asemenea, la Călăraș, stratul de zăpadă atingea 173 de centimetri, dar în tot sud-estul țării au existat și straturi de 5 metri. Ca și alte numeroase localități din țară, Bucureștiul era troienit în cartierele istorice, ca și în centru. Nămeții dominau tot peisajul, circulația și activitatea au fost blocate. La periferie, oamenii au săpat tuneluri prin care ieșeau din case, tancurile armatei au fost scoase pe străzi pentru a ajuta la dezăpezire și la transportul alimentelor, în primul rând al pâinii. În București s-au folosit cai pentru transportul diferitelor alimente. Populația adultă, indiferent de vârstă, sex ori profesie, a trebuit să participe la acțiunile de curățare a zăpezii de pe străzi, din jurul spitalelor, școlilor și altor instituții importante. Populației civile s-au alăturat militarii care au muncit zi și noapte. Prin radio se făceau apeluri insistente referitoare la mobilizare în vederea readucerii la viață a localităților mari, mici, a comunelor și satelor izolate